Primele 5 săptămâni a merge pe o predare exclusiv online, care înseamnă cursuri, am spus noi, la un ritm dublu față de cum era ritmul normal, pentru că n-ar avea activități aplicative. Acum aici, în funcție de facultate, ei vor putea veni, colegii noștri vor putea veni cu niște amendamente, poate organiza și un seminar, depinde de fiecare facultate, îi lăsăm o anumită flexibilitate. Dar în principal se vor desfășura partea de cursuri, după care ne gândim la două module, să spun așa, de câte 4 săptămâni fiecare, că avem 13 săptămâni până la Crăciun. În fiecare ar fi jumătate din an, din anul de studii. Acum mă refer la anii mai mari, deci nu la cei de specializări foarte mici, pentru că acolo se poate discuta de la caz la caz, care vor urma doar jumătate, o jumătate de an va urma tot online partea de seminarii sau de laboratoare care se pot preda online, iar cealaltă jumătate ar urma să aibă activități față în față, dar la o capacitate redusă, astfel că să ne permită să se facă aceste ore de aplicații cu distanțare socială și, mă rog, cu tot ce vine de aici.